Între 6 și 8 martie în Cehia la Praga s-au desfășurat campionatele europene de atletism în sală, competiție la care România a fost prezentă cu 17 sportivi și au obținut două medalii de bronz. Prezentă a fost și atleta de la LPS Câmpulung, Andreea Pansoroiu, cea care a participat în proba feminină de triplu salt, iar cu o săritură de 13,59 metri, Mușeleanca a încheiat calificările pe locul 17 din 23 de competitoare. Tot în proba feminină de triplu salt au mai participat alte două românce, Cristina Bujin și și Florentina Marincu, aceasta din urmă, producând și surpriza delegației noastre după ce a urcat pe podiumul de premiere. Felicitări din suflet, ești o campioană, o luptătoare, a scris la scurt timp Andreea Panțoroiu pe pagina personală de Facebook, felicitându-și astfel colega medaliată.